așa o portație la mine, numai că prin anii 50, am început să fie invitat la radio un lucru foarte mare, estetica premii partidului și așa mai departe, mi-au spus că este urât, cei care se ocupau și se poate facă chestia asta, mărie, tot s-a gândit, că nu e super frumos. Așa că, astăzi, ca și la țară, era și nu ai cât așa, și cu noi, înregistrând, am întrebat cu prietene să o facă, și unii au fost foarte categorici și au zis, cei care sunt foarte, foarte puternici, care au învățat după puternii, așa au început să se acompanieze cu gâtul și cu să folosească buza într-un anumit fel pe fluier. Și acum trecem puțin, puțin și în fine mergem mai cu părat, de fapt, în Arad. Și mă uita o piesă la cinci. Atât a avut și Transilvania Generală a fost cinci ani, până a avut ceva vreme. Nu mai știu nici să se vorbim în timpul acesta, dar în acum 100 de ani, mai 100 și un pic de ani, când am avut o registra multe melodii și în Vredona, și în Arad, și în Vigor. Și știu din alte surse că a existat și în alte regiuni, dar a dispărut cumva înainte ca să apuce cineva să consemneze melodiile care erau cântate. Și apoi am urmat o piesă la vioară, dar care, de fapt, tot o ciudească, vioara e multă și voi, pentru că atunci când satele și-au permis muzicanți,